Salut și Bivanxi la un nou episod din Hello Neighbor, da, acel Hello Neighbor pe care îl jucam pe vremuri, nu știu dacă mai țineți minte foarte mulți dintre voi, dar am jucat o grămadă de episoade în cartierul ăsta și cu vecinul ăsta, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade pe viitor. Dar am să vă arăt o șmecherie, vecinul încă este în casă, hai să vă arăt, dar tot orașul este deschis acum și sunt o grămadă de chestii pe care le putem explora, avem și propriul nostru calculator cu care putem intra pe internet, o grămadă de chestii, deci vreau să văd cine a apăsat pe butonașul ăla de like din primele secunde. Mamă, frate, ăsta deja vine pe mine și mearcă cu roșii. Stai acolo, prietene. Trebuie să aștept să plece. Foarte, foarte multe chestii. Uite, o să intru în casă și am să vă arăt înainte să facem orice altceva. Acest calculator pe care putem naviga, o să vedeți un piculeț mai încolo, o să intrăm pe site-uri și o să vedeți ce putem face. Dar înainte de asta, hai să vă arăt unde putem să mergem cu autobuzul. Poți să mergi și pe jos, este complet accesibil orașul. Înainte să continuăm cu videoclipul nostru obișnuit, vreau să vă anunț foarte rapid că cei de la Logitech au o campanie foarte mișto până pe 31 martie. Poți să folosești codul FEARLESS15 pe EMAG și să primești o reducere de 15% pentru produsele Logitech G Lightspeed, așa că profită chiar acum, ai linkul în descriere. Eu am trecut de ceva vreme pe full wireless și vreau să vă spun faptul că libertatea de mișcare pe care ți-o oferă un mouse sau o tastatură fără cablu este absolut incredibilă. Și nu ai ce să pierzi pentru că performanța este exact ca pe cablu. Așa că intră în descriere și noi o să ne întoarcem chiar acum pe episodul nostru obișnuit. Poți să-l vizitezi pe jos, dar eu zic să mergem cu autobuzul și avem aici mai multe locații. Prima locație pe care vreau eu să o vedeți este această locație. Nu mi-a venit să cred că n-am văzut chestia asta, dar omul de înghețată este aici. Uitați-vă și voi și e chiar el, e chiar Rod din jocul cu omul de înghețată, doar că l-au băgat în Hello Neighbor. Poți să iei înghețată, poți să mănânci înghețata dacă vrei. Probabil nu e idee foarte bună să vorbești cu Rod, pentru că știți voi ce se întâmplă în omul de înghețată, dar aș putea să-i arunc înghețata în cap, dacă e vorba de ceva. Ia-mă de aici, mă răule! Ia-mă răule de aici! Dar nu știu, aș vrea să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri, pentru că simt într-un fel că e un episod super mega special. N-am mai intrat în Hello Neighbor de foarte multă vreme și acum avem posibilitatea să vedem astfel de lucruri și să mergem prin oraș și pur și simplu să explorăm. Uite, de exemplu, aici avem, se numește Red Arcade și sunt o grămadă de chestii în orașul ăsta. Uite, hai să mergem aici la Red Arcade să vă arăt ce e. Este un loc în care te poți duce să te joci diferite jocuri. Uite, de exemplu, te poți juca Baldi, dar din păcate nu funcționează. Iată-l pe Baldi aici. Sunt foarte multe care nu sunt în funcțiune încă, dar bănuiesc că pe măsură ce o să ne mai jucăm, o să avem posibilitatea să le punem în funcțiune. Stai, ce zice? A, am mâncat prea multă pizza. E cineva acolo, lol. Ia stai. Ok, aici nu e nimeni, dar cum ar sta cineva pe WC-ul ăsta care e înclinat într-o parte? Asta e destul de ciudat, frate. Să le deschid pe toate. Avem o hârtie igienică. Asta e foarte, foarte valoroasă în perioada asta din ce am auzit, așa că o să o luăm cu noi. Și nu pot să deschid. A, mi-a dat ceva. Mi-a dat o revistă. Ok, am luat o revistă, nu știu cu ce mă ajută chestia asta, dar am să o arunc pur și simplu. Și știi ce? Am să las hârtie igienică aici, nu ne trebuie chiar în acest moment. Uite-mă și cu ăsta, am uitat cum îl cheam acum, am scapă numele. Bendy, cu Bendy. Hai să luăm autobuzul și să mergem și la următoarele locații, pentru că vreau să vi le arăt pe toate. Avem locația cu Freddy Fazbear. Este pizzeria din Freddy Fazbear. Hai să intrăm înăuntru și să vă arăt. Ia uite, domnule, cum îi avem pe omuleții ăștia aici. Bă, deci nu vine să cred și bineînțeles că vreau să le mulțumesc băieților care au făcut modul acesta, pentru că este vorba despre un mod, dar cât de bine este făcut, frate, deci nu vine să cred. Uitați-vă și voi cât detaliu a pus și suntem în Hello Neighbor, adică nu e alt joc, știi? Dar, m-am mâncat! Nu, sunt în burta lui! Ce asta? Avem aici un vecin, press E, pizza neighbor. Cred că poți să-ți iei skin-uri pentru vecin, dacă le găsești. Mă gândesc că asta e toată faza. Nu știu ce e chestia asta. Fine, hai să ieșim din... Mamă, m-a scos afară. Bun, ia uite și pe ăștia doi, frate. Deci nu vine să cred așa ceva. Cum au făcut chestia asta? Asta vreau să știu. Pentru că nu era așa ceva în joc până acum și acum dintr-o dată avem așa ceva. Nu știu, mă lasă mască când văd chestii de genul. Îmi plac burgerii, hai să vedem ce e aici. Încă o locație, îmi plac burgerii. Bendy stă cu iubita lui la masă. O cină romantică, le-am furat burgerul. Ia uite, săracul Bendy. El și-a luat o grămadă, dar fata și-a luat doar un burger. El și-a luat doi burgeri, cartofi prăjiți și ketchup. Nu ți-e cam mult
Nu e cam mult? Eu zic că e cam mult. Dă-i și fetei să mănânce. Uite, hai că-i dau eu dacă e. Așa, hai să vedem. Uite, ăștia sunt cei care au creat jocul. Ăștia sunt creatorii jocului. Creatorii jocului, creatorii modului. Și aici zic că n-am voie decât dacă sunt angajat aici. Nu pot să mă angajez? Domnișoara, pot să mă angajez la dumneavoastră? Mamă, ce mare burgerul ăsta. Mamă, pot să-l mănânc. Ok. A, uite-l pe ăsta, mă. Am uitat cum îl cheamă. Bă, deci am un lapsus acum cu caracterele astea. Dacă știți voi, scrieți-mi în comentarii chiar în acest moment. Și dacă ați ajuns până la acel episod și nu ați apăsat încă butonașul ăla de like, hai să-l apăsăm chiar în acest moment. Vom număra până la 5 și la 5 să-l apăsăm cu toții. Bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Fiți atenți că aici este școala din cartier. Este școala. Bineînțeles că poți să ajungi, uite, dacă îi dau aici, poți să ajungi la locațiile astea, uite, și burgerii și școala. Uite, dacă dau pe burgeri, mă duce la burgeri. Dar poți să te duci și manual, v-am zis. Harta este open world acum, au deschis-o și poți să te duci unde vrei tu. Hai să mergem la școală, că eram deja aici. Să vedem, probabil nu e ceva ce vreți să auziți în momentul de față, să mergeți la școală. Însă, în jocul ăsta este școala din Boldy. Și este chiar Boldy aici. What? Domne, ce față are, uitați-vă puțin la el. Mă, frate, deci nu e să cred așa ceva. Sunt ușile albastre unde te duceai să dai examenul, dar nu pare că funcționează. Probabil n-a apucat să termine modul în partea asta foarte, foarte mult. Deci hai să ieșim și de aici și să vedem ce altceva mai avem prin zonă. Și pe asta am să vă arăt că au băgat și niște obby-uri în jocul ăsta, dacă te duci la calculator. Mergem la biserică. Hai să mergem la biserică și să vedem ce au schimbat aici la biserică cu acest mod. E la biserică, avem din nou cimitirul, dar avem și caracterul din The Nun. Bine, arată ca un fel de combinație între vecin și The Nun. Dar da, ea stă aici și așteaptă băiețelul, bineînțeles pe Rod. Dacă v-ați uitat la seria cu omul de înghețată, știți despre ce vorbesc. Dacă nu, vă recomand să vă uitați. Bun, hai să vedem noi. Mergem la supermarket. Hai să vedem la supermarket. Stai așa că am dat pe pauză din greșeală. Hai să mergem la supermarket și să vedem aici ce se întâmplă. Văd că este magazinul ăla cu, cum îi zice, cu mărul de aur. Însă avem doi invitați speciali aici. Granny, ce cauți tu la magazin? Ai venit să-ți faci provizii și tu... E, uite, bunicul și cu bunica. Și are și cheia la gât. Poți să iei o cheia? Nu poți să iei o cheia. Da, și we're sorry, dar e closed. Din păcate, alimentarea este închisă. Deci trebuie să veniți mai târziu sau cine știe când o să deschidă. Habar n-am. Dar hai să plecăm de aici. Hai să vedem și alte locații. De fapt, știi ce? Nu o să vă mai arăt acum următoarele locații, ci acum vreau să mergem să vă arăt calculatorul. Pentru că la calculator o să vedeți o grămadă de chestii mișto. Și poate vă arăt celelalte locații în alte episoade, dacă o să mai fie și alte episoade. Deci merge aici fain frumos și apeși E pe calculator. Și acum ți se deschide desktop-ul, iar cu acest desktop te poți duce pe online să vezi dacă vrei să schimbi vecinul. De exemplu, dacă vrei vecinul tău să fie Spider-Man, poți să faci chestia asta. Dacă vrei vecinul tău să fie caracterul din Minecraft, poți să faci chestia asta. Ceea ce e super, super tare. O să dăm back. Ai magazin, poți să-ți cumperi obiecte, de exemplu, dacă vrei... Uite, să zicem că vreau să-mi cumpăr o pizza. Și vedeți, mi-a adus-o. Și acum, dacă eu mă duc afară, e afară pizza. Te duci aici pe market și aici poți să-ți cumperi chei pentru asta, pentru vecin, ba chiar și arma și tot ce vrei tu. Nu trebuie să plătești nimic, este gratis. Iar aici zice că poți să devii un YouTuber și o să scriem așa, Max Infinite. Next. Și acum devin un YouTuber, oameni buni, și zice așa, become the greatest YouTuber, să devii cel mai mare YouTuber din lume. Și avem stage-uri. Și trebuie să facem acest obby pentru a deveni un YouTuber. Ia să vedem dacă reușim să devenim un YouTuber pe Hello Neighbor. Mă gândeam eu că să fac așa ceva vreodată în Hello Neighbor. Nu mă gândeam, frate, dar dacă există acest mod, de ce nu? Până la urmă trebuie să avem grijă. Avem acolo un timer. Avem aici niște capcane. Grijă mare. V-am zis că o să fie și niște obby-uri la un moment dat. Și într-un fel zici că e un fel de Frogger sau ceva. Și hai să devenim cel mai șmecher YouTuber din Hello Neighbor. Pentru că dacă tot ne-am luat calculator, ce putem să facem cu calculatorul? Putem să devenim mare YouTuber. Așa, ia să vedem noi. Opa, așa, avem niște garduri, trebuie să ne ferim de ele. Ușurel, ușurel. Timerul încă merge, dar cred că o să ne descurcăm, pentru că goal time-ul, vedeți, este atins. Și am reușit să ajungem. Seama ce? Oh, am făcut 12.000 de views. 368 de like-uri. Ba, apropo, voi ați dat acolo pe un like. Uite așa, dau și eu aici pe like.
și dăm back. Și acum avem posibilitatea să accesăm mai multe hobby-uri. Uite, hobby cu Ice Cream Man, ăsta vreau să-l fac, frate. Și se zice că, na, fiecare hobby pe ăsta, de ăsta pe care îl faci, e câte un videoclip în Hello Neighbor, în universul Hello Neighbor. Noi acum am devenit YouTuber în Hello Neighbor, ați înțeles? Și aici fiecare contează, fiecare hobby pe ăsta pe care îl faci contează. Și trebuie să ai grijă, pentru că e un piculeț mai greu decât un hobby pe Roblox. Controlul din Hello Neighbor nu este la fel, este mult, mult mai floaty, așa, parcă plutești, așa te simți când controlezi caracterul din Hello Neighbor. Și tocmai din această cauză, da, se poate întâmpla chestia asta, dar avem checkpoint-uri și asta este tot ce contează. Cu checkpoint-urile ne vom ajuta de ele pentru a putea avansa și pentru a putea termina obvious, sper. Dar unde e Rod? Că l-am văzut în poza aia, dar nu l-am văzut. A, uite-l, măi, e chiar acolo, adică vreau să-l văd la față. Noi putem să sărim direct pe asta, oare? A, mă, că pot să sar direct, profesionist la obby-uri, gata, ce să mai zic acum, am mișcat Roblox o grămadă, deja când e vorba de obby-uri de-astea, nu mi se mai pare așa de greu. Da, uite-l pe Rod acolo, omul de înghețată, vă, ce tare e, lol. Nu știu, când mă gândesc că ăsta e făcut de cineva din comunitate, tot modul ăsta, și jocul ăsta nu are suport neapărat pentru modding, băiții ăștia au programat toată chestia asta, adică trebuie să le ofer credit, așa să zic, știi, Video Game News, așa le spune lor. Noi am mai jucat moduri de la ei, dar nu erau atât de complexe, frate, adică deja când mă uit la modul ăsta, rămân fără cuvinte, frate, efectiv. Bun, trebuie să avem grijă, pentru că, v-am zis, controlul din jocul ăsta e un piculeț mai diferit și să vedem noi ce putem să facem. Ia uite-l, mă, pe nebun, ia uite-l, mă, pe nebun, și mergem fix pe el, mergem pe mâna lui, ia uite, salut! Nu cred că trebuie să merg în direcția aia, ci trebuie să ne continuăm noi drumul. Dar frumos, frumos că l-au inclus aici. Și am văzut că sunt mai multe caractere incluse, nu numai cu vecinul, ci caractere cum ar fi, de exemplu, cum îi spune, mă, lui ăla? Am văzut eu un caracter, cred că și Bold e inclus, dacă nu mă înșel, dar tot fel de caractere de-astea cunoscute sunt incluse în obby-ul ăsta. Bă, ce nașpa că am picat iarăși, hai din nou, rapid, rapid de tot, încercăm. Iarăși. Și mi-arată acolo câte failuri am făcut. Din păcate la asta nu o să pot să fac gold time-ul, dar să sperăm că o să reușim să ajungem până la final. Bine, dacă vrei, bănuiesc că le poți repeta ca să scoți un timp cât mai bun, dar dacă încerci să sari câte două, riști foarte mult și atunci e cu risc, dar dacă reușești să-ți calculezi distanța cât de cât, vei putea să ajungi unde trebuie. Țac, frumos. Uite așa, uite. Nu, ușor, ușor, bravo, nu! Oricum am luat checkpoint-ul de aici, deci suntem în regulă. Că mai avem foarte, foarte puțin să ajungem. Da, mie îmi plac obby-urile, sunt relaxante așa oarecum. Bine, ăsta e un piculeț mai stresant decât celelalte, dar în general obby-urile sunt destul de relaxante și vei putea să te faci YouTuber în jocul ăsta, oameni buni. În cazul în care vrei așa ceva. Bun, nu, mamă, ce alunec de pe înghețată. De pe înghețată alunești cel mai mult, pentru că vă dați și voi seama cum ar fi să mergi pe o podă asta de înghețată. Ar fi destul de alunecos, mă gândesc. Sărim pe asta, de pe asta, pe asta și bang, și pe asta direct, hopa, frumos, win. N-am reușit să fac timpul ăla de 150, dar aș spune că a fost destul de ok, nu am cum să mă plâng. Am făcut 100, mamă, uite câți abonați am făcut. Subsolul bunicii. Ăsta pare destul de interesant, sincer să fiu. Oh my god, ăsta e un piculeț creepy. Uitați-vă cât de creepy ești. Deja am dat un mic fail acum la început. Este și bunicul, și bunica. Încercăm să rezistăm. Păi și dacă o să văd că vă place, în episodul următor o să facem celelalte obby-uri și o să vă dat restul de locații pe care nu vi le-am arătat încă, pentru că sunt o grămadă. Și foarte multe secrete am văzut că a introdus acest modder. Dar pot să-i spun direct developer, frate, că n-ai cum să zici că e neapărat modder când vezi un astfel de mod. Chestia aia cu calculatorul nu era deloc în joc. Foarte multe sisteme care nu erau deloc în joc. Deci e super mega avansat. Mă cam sperie așa puțin... Cât de uriași sunt ăștia și când îi vezi de aproape așa, mamă, bunica, dacă îți dă una de asta peste ochi, te-a făcut praf. Te-a cam făcut praf. Ușurel, ușurel pe aici. Țac. Țac, luăm și checkpoint-ul ăsta.
frumos, aici avem ceva apă, dar problema e că nu avem checkpoint aici. Și dacă cumva e să ne atingem de ceva sau să picăm în apă, o să fie o problemă. Mamă, cum era să pic la faza asta. Checkpoint, yes! Uite, vezi, acum am picat în apă. Oh, îmi piculez greuța aici. Ușor. Yes, eu fac timpul. Am făcut timpul cel bun, uite. Wow, ok, nu mai așteptam să fac timp bun. Hai să vedem câte views am făcut. 127.000 de views, uite câți abonați. 15.913 abonați. Wow. Wow, wow, wow. Păi, deci e mișto rău de tot. Nu mă așteptam să fie în felul acesta. Dar, da, și uite aici, după ce faci toate astea, faci 100.000 de abonați și probabil îți mai dă și altele de făcut. Habar n-am ce să zic, nu știu. Dar, da, iar pe aici mai găsești chestii, de exemplu, poți să vezi ce poze au făcut tipii ăștia care au făcut jocul. Dar, hai să ieșim puțin din calculator să vă arăt că am dat comandă de două produse. Uitați-vă puțin, avem pușca pe care am comandat-o. Avem și cheia pe care am comandat-o. Și avem și un mystery box, care nu știu exact ce conține. Nici nu știu cum se deschide acest mystery box. Dar hai să-l punem la noi în casă și să plecăm la vecin. Selecta să fie vecinul Steve din Minecraft. Oh, chiar e! Oh my god, lol! Doamne ferește, frate! Doamne, așa ceva! Așa ceva, domnule Steve! Da, deci mai avem o grămadă de locuri pe care vreau să le vizitez. Bă, dar lasă-mă, mă, nu mai arunca cu roșii, pe bune! Lasă-mă în pace! Dar asta o să se întâmple în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa!